un topor, motherfucker. Salutare YouTube, eu sunt Cristi și astăzi revin cu un nou episod din Mafia 2. O să continuăm de unde am rămas data trecută, tocmai l-am dus pe... Am o idee, hai să nu mergem cu vehiculul ăsta. Mai bine. Nici nu e ca și cum ar fi căutat sau cea. L-am omorât pe tipul care trebuia omorât, ne? Unde dracu a trecut pe de sub? Mă rog, l-am omorât pe tipul care trebuia omorât. Îmi place mașina asta, cred că o să... Îmi place mașina asta. Ok, tu poți să pleci. Da. L-am omorât pe tipul la care trebuia omorât. Henry a fost lovit. Și... l-am dus la ceva doctor. A, doamne, mama ei de treabă. Îmi plăcea culoarea. Mai bine nu făceam mufturi și luam noi mașina aia care s-a oprit atunci. Hey, you, get out. Așa. Intră. Și am plecat. Ok. Am luat o mașină. Acum hai să ne vedem de treabă. Ce frumos ninja par. Yay. Așa, hai să o lăsăm mai încet, să nu fim luați pentru o viteză iar. Să vedem unde trebuie să ajungem. Hai că mai departe. Trebuie să ajung acasă, să văd, să vorbesc cu sora mea, să văd ce facem cu plata aia pe care o avea făcut taică mea. Oh, shit. Ce fain e așa, știi, să împrumuți bani, să te folosești de și apoi să mori, să nu mai fie nevoie. De fapt, să nu mai fi tu nevoie să îi plătești înapoi. Dar chiar sunt curios, oare ce se întâmplă dacă cineva se împrumută de la bancă și pe urmă... De fapt, stai, cred că mi-am găsit singur răspunsul, adică dacă cineva care, să zicem, că nu ar avea familie... De fapt, hai să o luăm întâi așa, dacă cineva ar avea familie... Și ar face un împrumut de la bancă și... Și apoi ar muri, bănuiesc că ar plăti familia lui. Dar dacă cineva n-ar avea familie, bănuiesc că n-ar avea lucrurile lui, cum ar fi casa, mașina și alte căcaturi cu ei să-i rămână, nu? Așa că... Bineînțeles că o să-i le ia statul. Da, cred că așa ar veni. Bun, hai să vedem cum dracu ajung. Pa aici. Pam, 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 pam. Cine dracu este cu umbrela iarna? Adică pe zăpadă. Cu ninge. Pam, 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 pam. Hai da, sus. I love, finally, man. Finally. Ok, din nou aici trebuia să ajung. Vito, hey. Pascaleta, correct. I just wanted to give you the money to pay off Papa's debt. Oh, Vito, that's great. I was gonna try and see if we could pay it back in installments. I got a little money. He wouldn't have hurt us. Don't be so sure, but it doesn't matter now. Here, where'd you get all this money, Vito? You haven't done nothing you'll be sorry for, have you? Don't worry, everything's fine. Thank you, Vito. Thank you. No problem. Alright, look, I better be going. I don't want Ma to see me. She'll be asking where I got the money too. Don't worry, I'll make something up. All right, give her a big kiss for me, will. Okay? Take care of yourself, Vito. Okay. Bun. Asta a fost rapid, n-a fost nimic special, chiar am dat banii și am plecat. Wow! Mă așteptam să vină tipul ăla să fie cea bătaie de-aia între Jedi și chestii. Bine, nici chiar așa. Dar chiar mă așteptam să se întâmple ceva rău. Sau nu neapărat de rău, dar... Nu de bine, deci da, rău. Da, ce iubesc când primesc mesaje așa. Random. Bine, de fapt. Shit. Frate, am intrat în mașina mea, știi? Frate, de unde știi tu că am furat-o? A fost a mea. Vehicle theft in progress, in pursuit of suspect.
Am plecat. Suspect is about 6 feet tall, average size. Roger that. Dar bine că mă văzut și tu cum arăt. N-am pe undeva unde să mă schimb. Ba, da, e relativ aproape. A, e chiar pe strada unde a lăsat-o la mașina, ce pui mei. Mai proastă plasare, dată nici că puteam să fac. Hai că încerc să o culesc. Mă duc că-mi iau ceva și mă duc la Joe. Bă, da. De unde știa el că am furat-o? Adică, efectiv, eram intrat doar acolo, stai. Bun, ăla a plecat. Hai să intrăm repede aici să nu ne vadă poliția. Și să-mi și chidem ușa. I think you'll find the quality is well worth the price. Casual suit, casual suit, casual suit. Casual suit and raincoat. Ok, asta luăm. This is hand-stitched. Nothing less than you deserve, sir. Not bad. Not bad at all. Așa, acum nu mai urmărește nici dracu. Stai să plece de nebuni ăștia și lungi noi mașină. Și mergem la treaba noastră și iarăși mă chinui atâta pentru ceva gen 100 de metri. Bun. Schubert, Schubert. În sfârșit. Îmi văd și eu de treaba mea. Ah, ok, deci dacă mă culc, mă duce la următorul chapter. Cât de drăguț și dulce și chestii. Gata, aici? Nu, no. Aici? Nu, no. Fuck. Cum e dracu' pe aici? Hai, dar ce bloc frumos au ăștia, să-mi bag piciorul. Am ajuns la treaba mea în sfârșit. Și hai la somnic. Bun. Good spirits. Time well spent. Ok, îmbrăcat în chestia în care ne-am îmbrăcat și când a început jocul. Vito Scaletta? Yeah? What's it to you? You're under arrest for the illegal distribution of federal ration stamps. You're coming with us. Stai ce? One of the gas station attendants ratted me out. The guy fingered me and they strung on Mama into telling him where I was staying. They had no idea who I was working for, and I wasn't about to tell them. Serios, m-au luat la m-au luat ăștia la închisori. Oh, god damn it. Henry was able to get me a lawyer, courtesy of his boss, Clemente. I was up Schitt's Creek, but at least I had a paddle. Could have been a hell of a lot worse if the feds knew about any of my other activities. To be even more serious, considering the fact that you stole national resources, at a time when our country needs them the most. An act the gravity of which you, Mr. Scaletta... The guy was good, but even he couldn't get me out of this one. It was a lost cause from day one. 3 months later, they handed down the verdict. Vittorio Antonio Scaletta. For your crimes against the people of this city and of this great country. Well done. This court hereby sentences you to 10 years. 10, du-te.
Cât de drăguț. Ce mai bafa cu ăștia, zici că-s mai mulți în să-mi bag picior. Thieves, murderers, child molesters, we're all here. The worst of the worst. All right, get in line, gentlemen. Follow me single file. And no monkey business, or else. Oh. De ce sunt albi într-o parte și negri într-o parte? Da, corect. Pentru că... Și ei sunt asiatici? Ok, sunt asiatici. Îmi place că toți ăștia se aseamănă între ei. Bine, și negri... Fuck the shit, man. Ok. Let's go, assholes! You wanna make problems, you son of a bitch? I'm sorry. What's the matter? No speaking to English? Here, let me teach you. Ouch. What, do you enjoy this, you sick fuck? Now, get your ass up and get back in line. No. Whoa. Hey, smartass, don't make me repeat myself. Back in line. Ce drăguț. Ce de drăguț. Dă-mi pula mea, las că pun eu mâna pe tine. Move it! Las că pun eu mâna pe tine. Ok, poate nu se pune mâna pe right there. Turn to your right. Your other right. Listen up, assholes. My name is Captain Terrence Stone and this is my prison. You're here on the inside because you can't behave like normal human beings on the outside. Make no mistake. Your ass belongs to me now, and you'll do what I say, or you'll be sorry that you did it! Fuck with me, and I'll fuck with your sorry ass all day long! You were sent here to be rehabilitated, and rehabilitate you? We will. Okay, you assholes. We're gonna cut you loose. Just long enough to get yous cleaned up. Now get in line and follow me. Welcome to the salon, ladies. You're gonna look just fucking beautiful. Hey, me too? I ain't got nothing on my head to cut. Shut your face, cue ball. Trebuie să recunosc că asta a fost bună. Ioi, mă. Okay, let's go. No, hey, shit for brains. Do what you fucking told. Hai, mă, duc de timpul ei. Nu, arături, dar am luat ok, lasă asta. Frick boy, if you ain't gonna do what you told, we're gonna stick you in the hole. Follow me. Ok, abia acum intru în infern. Dar de ce țipă toată lumea? N-ar trebui să fie liniște și chestii. Nu te-mi pizda, mă, te poate vrei să... ți-o rup și ți-o bag pe gât. I can smell you, new fish. Welcome home. Get in. Wow. Ar fi frumos dacă aș avea o altă, dacă aș putea să văd altfel. This was gonna be my new home for the next 10 years. Look like shit and smell like piss. I would have preferred dodging bullets in Europe to this. Cred că și eu aș fi preferat același lucru. 3 zile mai târziu.
After three action-packed days of staring at the wall, I got a message from Joe to contact a guy named Leo Galante, who could supposedly help me out in here. This wasn't the kind of place where you could survive on your own. Ok, deci aparent am ceva șanse să scap. Oricum, cam asta a fost tot și pentru episodul ăsta. 4 victorii, am fost Cristi. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like. Și vă urez să aveți o zi bună. Bye bye.